Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Piațeta Casei de Cultură din Onești, lucrările sunt pe ultima sută de metri. Despre iubire, simpozion organizat de elevii Oneștiului. Festival Concurs Național de Creație Literară Avangarda 22. Este bună pentru oneștenii care locuiesc în imediata vecinătate a Casei de Cultură din Onești. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a vorbit pe larg despre subiect, astfel am aflat când va fi și momentul final de inaugurare a lucrărilor. Știm exact forma finală și va avea o continuitate frumoasă. Pentru cei care au uitat, că eu am căutat o leacă fotografiile, am găsit la colegii mei, la unul pe Trotuș, parcă am găsit fotografiile postate inițial de dumneavoastră. O să rog colegul să dea drumul, așa ca să ne aducem aminte că vedem că e urât. V-am spus, au suferit oarecare mai multe modificări, dar în linii mari arată multe, într-un fel. Multe spații verzi au fost ridicate în jardiniere pentru că zona respectivă va fi... Se vor organiza și spectacole și să ferească cumva corect. Zonele de... Aici va fi fântâna, rămâne fântâna din... Va fi o fântână de zi în jos, da. Da, și un luciu de apă, acel luciu de apă nu va mai fi luciu de apă, vrem să fie... Îmi doresc și am propus proiectantului și constructorului să vină cu niște modificări, să... Putem pune și pești, să încălzim apa. Foarte să tare. Poate trăie supraviețuie. Locul de joacă rămâne. Va fi locul de joacă, dar v-am spus, vor fi unele modificări, dar am înțeles. Asta este tot la fel. Rămâne genul acesta de fântână? Da, va fi o fântână arteziană care din pardoseală. Am și înțeles. Un luciu de apă care cu pești va fi cu pești în el, așa îmi doresc eu. Am înțeles, amfiteatru. Cu pești colorați. Amfiteatru este. Da, este aici, l-am văzut, v-am zis eu inițial. Bine, așa mi-a întrebat și mi-a zis că e bazin de nu. Cu pești. Va fi un fel de antiteatru. Oarecum am anticipat, ca să zicem așa. Da, mulțumesc frumos pentru imagini. Deci mai e puțin, mai e un pic. Mai e un pic. Chiar un pic mai este. Slavă lui Dumnezeu, se vede lumina de la capătul tunelului. Revelionul vom face în piața Casei de Cultură cu ajutorul Dumnezeu. Ne spuneați că în scurt timp vor începe asfaltările străduței din spatele de la Caia, de aici. Da, luni vor, așa avem estimările făcute, ca luni să intre cu asfaltarea parcării, se continuă cu pregătirea gaigerilor și tot ce trebuie pe strada principală și undeva după data de 5 octombrie se intră cu asfaltarea și strada Mercur. Am cea înțeles. Care e pregătit. Multă lume așteaptă strada, deja s-a lucrat repede. Da, eu zic că cu voia lui Dumnezeu, în jurul 10-15 octombrie, cu siguranță vom avea și trasate parcările și wow. Se va da drumul la circulație. Vineri 22 septembrie, de la ora 17, la Biblioteca Cosânzeana din Onești, a avut loc simpozionul despre iubire. Evenimentul a fost organizat de Clubul Elevilor Liberali, în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești și Acum TV. Evenimentul a fost moderat de Victor Plutașo. Uitându-mă puțin la Victor, pe care l-am cunoscut, fiind, cum se zice, creștin catolic, l-am cunoscut mai bine în urmă, cu aproape 2 ani de zile, și auzindu-l cum vorbește, am spus, Ten Hag, la o muncă extrem de prețioasă, dar grea, deoarece astăzi cultura nu mai este prețuită, nici arta, decât doar de un grup, poate, restrâns. Suntem într-o eră a pozitivismului, a materialismului, a concupiscenței. Și sigur, parcă suntem mai atrași de așa ceva decât de valorile spirituale care susțin existența umană. O reînvie când dă să moară și mântuiește. Despre iubire, mi-a fi plăcut la acest simpozion să vorbesc de mărturie.
Victor mi-a zis să fac o expunere a iubirii creștine. Nu se poate în câteva cuvinte, căci mi-a și limitat timpul, dar în ceea ce vreau să spun, vreau să dau mărturie afirmând anumite principii ale iubirii. Pentru că iubirea nu poate fi cuprinsă și exprimată în cuvinte. Iubirea este darul cel mai mare al lui Dumnezeu, de care omul se împărtășește încetul cu încetul. El fiind un dar al acestei iubiri, omul în sine ca și creatură. Pentru că vorbim despre chipul și imaginea sa în noi. Iar acest chip și imagine este rodul iubirii sale față de fiecare dintre noi. În dorința de a spune câteva cuvinte și să fiu pe înțelesul tuturor, am luat o enciclică a Papei Benedict al XVI-lea, despre care se spunea și se spune și actualmente, a figurat printre cei cinci oameni cu o dotare spirituală și intelectuală excepțională din lume, printre primii cinci oameni. Când am făcut în anii 80 teologia, și am văzut că cineva, sau am auzit că cineva este absolvent al teologiei și m-am bucurat că cineva ia în brațe și ceva care poate astăzi nu mai este atât de valutizat. Eram tot timpul fermecat de personalitatea lui Ratzinger, ulterior cardinal și papa al Bisericii Catolice. Iar el, în pontificatul său, a scris o enciclică, prima sa enciclică, despre iubire. Și mă bucur că la începutul activității tale, culturale, ai ales această temă, care poate fi continuată în mai multe întâlniri, pentru că ar fi prea ușor să sărim peste dimensiunea fundamentală a vieții noastre într-o simplă întâlnire sau într-o simplă expunere. Așa că mi-aș permite să vă citesc câteva fraze din această enciclică pe care vă recomand. Deus caritas est. Să citesc câteva din aceste afirmații pentru ca să avem și o noțiune religioasă despre iubire. Spunea Victor de mai multe tipuri de iubire și așa este. N-am amintit și de iubirea de patrie, iubirea de pământ și așa mai departe. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Aceste cuvinte din scrisoarea întâi a Sfântului Ioan exprimă cu o deosebită claritate ceea ce constituie centrul credinței creștine. Centrul credinței creștine. Iubirea lui Dumnezeu față de om. Chipul creștin al lui Dumnezeu și, în consecință, chipul omului și al drumului său. Vineri 22 septembrie, la sediul administrativ al primăriei orașului Stațiune Comănești, a avut loc ședința grupului mixt de lucru pe probleme de etnie romă, prima de acest fel pe teren. Discuțiile au fost coordonate de subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, alături de care a fost primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron, dar și reprezentanții serviciilor publice de deconcentrate, dar și de la ONG-uri. Suntem în continuare într-o această
în traducorarea acestui mici. Chiar acum avem un program de colaborare cu Habitat România, prin care ne-a asigurat o finanțare pentru izolarea cu bază minerală, bazaltică, tavanele caselor. Și am luat dintre familiile cele mai sărace care am și care avem posibilitate să-i ajutăm să le facem lucrul ăsta, pentru că îi mai plătește pe o căruță de lemn de iarnă. Dacă îi izolezi un pic mai bine casa, bag mai puțin lemn cu foc și atunci îi rămân și niște bănuțe mari, din bănuțe puțin pe care i-au luat. Trebuie să ne punem și în situația lor și în locul lor. Trebuie să îi sprijinim cu ce putem. Apar și conflicte, pe faptul mai au și ei niște animăluțe, niște cai, îi mai scapă prin oraș, printre flori, pentru arbații, îi mai luăm și îi luăm și îi ducem înapoi și uite așa, mai există și aceste impedimente, dar în același timp trebuie să ne punem puțin și în locul lor. El se duce cu căluțul ăla și aduce o căluță de lemn, face o chinie, face un bănuț, și trăiește în casă, nu nici altul poate. Deci de asta e o problemă destul de sensibilă. În ultimul rând vreau să vă spun că am avut recent vizita ambasadorului Indiei aici la Comănești și am rămas impresionat când chiar excelența sa, domnul ambasador, ne-a povestit cum că sunt comunități de rom care s-au format după ce au fost aduși din nu știu ce zona Indiei. Deci, el spunea și spunea că indienii care au fost aduși aici acum nu știu câte zeci, sute de ani, au format comunități de rol. Eu cu gură le-a spus lucrul ăsta. Și atunci am venit și eu și am subliniat faptul că la noi romii au fost aduși de băierul Dica pentru a-i păzi imobilele, palatul, parcul, anumite zone, de ce i-a ducea de acolo? Sau de ce a găsit soluția asta ca fiind cea mai bună? Pentru că erau străini și nu-i cunoștea, nu făcea niciun fel de alianță cu băștinați, cu localnici. Și da, era un avantaj pentru că din asta ai de să aibă acest lucru la față. Aici. Da, și de asta am zis că e important de știut lucrul ăsta, pentru că să știți că mai degrabă sau mai târziu, comunitățile de rol vor crește suficient de mult ca să devină un factor important atât de în administrație, cât și în toate structurile. Așa cum acum noi avem, să zicem, posibilitatea să luăm decizii și să hotărâm într-o direcție sau așa, așa se va ajunge la un moment dat. Poate noi trăim, poate nu trăim, așa cum nu gândeam vreodată că o să trăim să vedem că inteligența artificială va veni tictil și va înlocui factorul uman în anumite domenii de activitate. Deja e imposibil. E imposibil. A ajuns lucrul acesta tocmai unei credeai că niciodată nu va putea să fie prezentator TV care prezintă vremea, nu? Zice, cum se prezintă? Nu, nu, artificial. Păi eu te-l prezint, îi bagă, setează calculatorul și spune exact cum va fi vremea mâine. Dacă cel care îl setează spune că mâine plouă, el va spune că mâine plouă. Dacă îl setează că mâine va fi soare, el va spune că mâine va fi soare. Funcție de ce program se implementează, îi se aplică. Da, așa că bine ați venit în orașul nostru și să vă dăm Dumnezeu să cu toții să putem să tragem o concluzie, să analizăm, să venim cu propuneri dacă găsim niște propuneri mai bune. O să vedeți că diferența de acum 20 de ani față de acum este enormă.
În sensul că imediat după ce am intrat la primar în 2004, au venit niște inundații foarte mari. Și a ajuns apa pe undeva la nivelul geamurilor, un metru în casă, un metru jumate. A fost un dezastru, ce să vă spun. Și mi-aduc aminte o fază, că a trăit un băiat, aveam o cameră de la vedere din amicuță, un GPS, și filma peste tot. Și a mers la o familie, la aia care din Moinești, la eu, Bacșa, nu știu cum e, și aveau patru pereți din patru lene și cu niște părți sau ce-o fi avut ei acolo. Și era un spațiu enorm de mic. Și zice, domnule, dar dumneavoastră, stați aici și cu soția și cu copilul, stați aici. Zice că nu. Mai stă și fratele meu cu soția. Deci nu, eu sunt minunat cât de mic era spațiul în care locuiau. Deci nu, mai locuiește și ei. În momentul de față, nu mai există așa ceva. Din contra, foarte mulți au plecat afară, au venit cu bani și și-au făcut case moderne. Timp de două zile, Bacăul a fost o adevărată capitală a literaturii. Poezie, proză sau critică literară au fost premiate de Avangarda 22, condusă de Victor Munteanu, care a reușit să organizeze anul acesta cea de-a 20-a ediție a Festivalului Concurs Național de Creație Literară, Avangarda 22. Nici mie nu îmi vine a crede că am ajuns la 20-a ediție, însă sunt mândru că pe aici au trecut cei mai importanți scriitori din țară. N-are rost să-i numenunzez, că n-aș pomeni pe unul, i-aș uita pe altul. Însă sunt bucuros de acest jubileu de 20 de ani, că nu-i cei puțin. Însă de remarcat este că am dat un număr de premiu la niște oameni valoroși. Și aș dori măcar ediția viitoare să mai prinde și să fie măcar la fel de interesant. Este al doilea an în care particip. Mă bucur foarte mult că sunt aici. Asta poate și pentru că m-am crescut între scriitori și îmi place foarte mult lumea asta. Ca reprezentantă a Consiliului Județean vreau să vă transmit toată susținerea noastră pentru astfel de evenimente. Evenimente care, după părerea mea, ar trebui să fie mult mai des în Bacău. Din păcate, sunt foarte puține și nu avem unde să mergem efectiv în acest oraș. Și vreau să vă transmit și mult succes și pe cât mai multe ediții din acest frumos, foarte frumos festival. Scriitorii băcăuani și cei invitați din întreaga țară au oferit fie recitaluri din propria operă, fie păreri pertinente despre arta scrisului și cei care practică asta. Întotdeauna am considerat că opera nu are nevoie să se explice. Ea trăiește, se explică singură, dacă se poate. Pentru asta am și făcut foarte puțin pentru cărțile mele. Le-am promovat foarte puțin. Le-am lăsat să grească singure. Ada Mici. Mi-ai spus, prietene, să cred doar ce nu văd și ce nu mai aud, că înțelesul drept e orb și surd, iar ifosele de poet e un merd. Nici vorbă, pariem pe îndoiala a ce n-a fost și nu s-a întâmplat, știind că totu-i cântărit și măsurat cât ține luciul vieții și spoiala. Avem tot timpul pentru labirint, eu viu, tu ca și cum ai fi, într-un samar de sentimente gri, la ultima beție cu absint. Căci are doar intrare, așa cred. Ieșirea este doar un simulacru, la ce bun deci și tragicul șperaclu și ifosele geniului e un merd. Cioran este un interlocutor al nostru și aceasta este cheia de lectură a cărții. E o carte care trebuie dezbătută, dacă să nu pot vorbi așa, pasaj cu pasaj. De altfel, Cioran nu poate fi
comentat. Orice comentariu cu privire la Cioran e o profanare până la urmă, așa cred eu. În cadrul evenimentului au avut loc dezbateri pe teme incitante, ca literatura necenzurată și impostura sau minunea dincolo de logică și rațional. În cadrul itinerariilor s-au decernat premiile Fundației Culturale Georgeta și Mircea Cancicov și ale filialei Bacău Cultul Eroilor. Primul premiu este acordat doamnei profesoare Oana Crețu de la Colegiul Giuseppe. Da, mulțumesc frumos. Uite că nu mă așteptam din partea Cultului Eroilor. Ce să spun, mă bucur că am fost alături de dumneavoastră în această după-amiază. Cum am spus, am promis și atunci a trebuit să vin. Sper să vă onorez cu prezența și mâine. Sper dacă reușesc să mă pun pe picioare, da? Mulțumesc frumos! Vă mulțumim pentru calitatea interpretărilor și pentru conținutul versurilor care ne-au trimis în străfundul sufletului de cele mai multe ori. Al doilea premiu a fost acordat domnului Florin Țuțuianu, cantautor, care de foarte mulți ani este prezent și ne cântă cu versuri, cu imnuri și patriotice. Vă mulțumesc și chiar nu mă așteptam. Mulțumesc frumos pentru premiu. Nu mă așteptam. Mulțumesc. Vă mulțumim Avangardei pentru că ne-a dat posibilitatea și anul acesta să ne mărim cel puțin numărul de simpatizați. Mulțumesc mult. Uite așa ne obligăm. Vreți? Reciproc. Voleți, nu trebuie să mergem mai departe. Mulțumesc din toată inima și... Mulțumesc mult și îmi cer iertare celor care meritau poate premiul acesta mai mult decât mine. Mulțumesc și ultimul premiu pe anul acesta pe care l-a acordat juriul este pentru volumul de proză Dincolo Dimineț, Ecaterina Petrescu Botoncea. Cu acestea am încheiat premiile noastre. Vreau doar să vă mulțumesc frumos și aștept edițiile următoare. În concluzie, Festivalul Concurs Național de Creație Literară Avangarda 22 se înscrie în geografia concursurilor de acest gen din țară ca o necesitate în promovarea literaturii autentice. Noaptea e de miere primă, inima nu-i nici o vină. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 28 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, în timp ce noaptea minima coboară până la valori de 12 grade Celsius. Vineri 29 septembrie, cerul se menține în cea mai mare parte senin. Vom înregistra o maximă a zilei ce va ajunge valori de 25, pe alocuri chiar 26 de grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la valori de 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.